Cu o zi înainte de deschiderea oficială a ceea ce își dorește municipalitatea, se chema Târgul Meșterilor Populare, aflăm cu surprindere că în curtea Muzeului de Istorie, Casa Nevruții, se va deschide un alt târg de profil în organizarea Asociației de Antropologie Urbană Roman, în colaborare cu Muzeul de Istorie Roman și Complexul Muzeal Neamț, din cauza unor divergențe de opinii între muzeografii Relu și Iulia Butnariu și edilii municipiului Roman, pe ceea ce se cheamă dreptul de intervenție al municipalității în privința autenticității exponatelor dintr-un târg al meșterilor populari. Muzeografii au decis că aceste eveniment propriu să fie dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor. Evenimentul este organizat în curtea Casei Nevruzii, deci corpul A a Muzeului de Istorie din Roman, în perioada 18-21 mai, deci de joi până duminică. Este organizat de către Muzeul de Istorie din Roman, în colaborare cu două ONG-uri. Este vorba de Asociația pentru Antropologie Urbană, filiala locală, și Asociația Meșterilor Populari din Moldova. Această activitate este subsumată Zilei Internaționale a Muzeelor, pentru care Complexul Muzeal Județean Neamț organizează mai multe activități culturale și științifice, inclusiv la nivelul municipiului Roman. Am creat și o pagină de eveniment, pe rețele de socializare există informații date către partenerii media, de asemenea informații apar și pe site-ul, sau vor apărea și pe site-ul Complexului Muzeal Județean Neamț. Informațiile sunt trimise astăzi dimineață în jurul orei 11, deci probabil în cursul zilei vor fi postate și ușor de găsit și recunoscut și pe site-ul instituției noastre. La Târgul Meșterilor Populari vor participa 25 de meșteri din mai multe zone etnografice ale țării, fiind o manifestare de tip expozițional în aer liber, care are în plus și o ofertă educațională adresată școlilor din municipiul Roman, prin care se urmărește atragerea elevilor spre aceste meșteșuguri prin participarea lor directă la activitatea de creație. Vor participa un număr de 20-25 de meșteri populari din mai multe regiuni ale țării, din județele Suceava, Botoșani, Iași, bineînțeles Neamț, Vaslui, Harghita, Covasna, Argeș, mă rog, și altele. Va fi o manifestare în aer liber de tip expozițional, dar este o expoziție cu vânzare și iarăși va fi cumva asociată acestei manifestări o ofertă educativă adresată elevilor, în special cei din ciclul gimnazial și liceal. Este vorba de ateliere creative, pentru care scrierile se pot face gratuit pe bază de acorduri de parteneriat încheiate între instituție și unitățile de învățământ. Trebuie să existe și un profesor responsabil în școala respectivă. Și copiii au oportunitatea de a sta, de a discuta cu meșterii populari, de a face chiar ei cu mâinile lor obiecte legate de prelucrarea lemnului, decorarea ceramicii, podoabe sau împletituri. Acestea ar fi informațiile, să spunem, funcționale. Organizatorii s-au disociat de acțiunea din centru organizată de primărie, considerând că au făcut acest gest într-un mod elegant. Muzeografii au fost determinați să ia decizia separării acțiunii de manifestările prilejuite de zilele municipiului, din cauza faptului că anul acesta primăria nu și-a mai rezervat dreptul de a interveni în organizarea acestui târg, lăsându-l în totalitate pe mâna firmei de evenimente care dorește să-l transforme într-un act de comerț și nu în unul cu valențe culturale. Generalizări, mai ales că să ne aducem aminte la câteva ediții anterioare, Târgul Meșterilor Populare a fost asociat cu zilele municipiului Roman. Înțeleg că anul acesta, din declarația oficială, primăria nu și-a mai rezervat niciun drept de intervenție vis-a-vis de firma ce organizează manifestarea artistică, economică, mă rog, care se desfășoară în piața Roman Mușat. Motivul pentru care a existat această despărțire, să spunem, destul de elegantă, credem noi, este
pe de o parte, această neimplicare a primăriei în relația directă cu firma respectivă și, pe de altă parte, faptul că firma dorește o subsumare a meșterilor organizării sale, în primul rând prin sistemul introducerii de taxe pe care meșterii, taxe de participare pe care meșterii populari ar trebui să le achite firmei respective în contul folosirii spațiului, ceea ce noi n-am făcut niciodată și nici nu vom face. Noi promovăm meșterii populari în folosul lor și în primul rând ca o activitate culturală și educativă și în plan secundar este o activitate economică, dacă ținem cont de faptul că, într-adevăr, produsele pot fi achiziționate de la meșteri, dar ne fiind prețuri fixe, ci prețuri negociabile, mai mult decât atât există și riscul ca meșterii să nu vândă absolut nimic, mai ales că produsele lor, cum să spun, sunt și ele, unele destul de ieftine, altele mai scumpe în funcție de complexitatea produsului, de muncă alocată de fiecare. Deci, practic, organizatorii încearcă să facă o protecție vis-a-vis de meșterii populari și nu cred că s-ar preta la, nici ar fi de dorit să se preteze la introducerea unei taxe. Cea de-a doua ocupație ține de pericolul ca meșterii populari să fie văzuți ca și comercianți, ceea ce este departe de scopul cultural al acțiunii. Asta ar fi o primă motivație. A doua motivație, care este una mai subtilă, să spunem, este aceea pe care noi, în calitate de organizatori, am observat-o. Pericolul de contagiune. Atunci când meșterii sunt asociați cu o serie de comercianți. Și iarăși este un lucru pe care noi nu-l dorim, ci încurajăm menținerea creației populare autentice, mai puțin instinctele comerciale. Da, în felul acesta vreți să spuneți un nu categoric kiciului, care e promovat cu insistență în ultima vreme, nu doar în roman. Nici nu stau să comentez exact ceea ce s-a întâmplat până acum, nici n-am de unde să știu dinainte ce vor face cei care organizează, mă rog, manifestarea respectivă, nu pot să-mi dau cu presupusul. Știu doar că, din motivele pe care vi le-am spus mai sus, încercăm să protejăm interesele meșterilor și interesele, până la urmă, ale unei vieți culturale sănătoase. Primarul municipiului Roman, Lucian Micu, recunoaște faptul că între muzeograf și firma chemată să organizeze evenimentele din centrul municipiului au intervenit neînțelegeri, dar a spus că nu se va amesteca, ci va invita pe muzeograf să organizeze o altă manifestare cu prilejul festivalului Blackerfest și să aducă o altă manifestare expozițională. De altfel, muzeografii au drept de proprietate intelectuală pe târgul meșterilor populari. Da, aici este vorba de un acord de parteneriat cu acea firmă, după cum bine știți, la ultima ședință de Consiliul Local am aprobat acest acord de parteneriat. El și-a asumat să aducă o serie de artiști plus să organizeze aceste manifestări de zilele orașului. Nu e o problemă a primăriei. Au fost discuții între ei, nu s-au înțeles. Eu oricum am vorbit ulterior cu domnul de la Muzeul de Istorie, domnul Budnaru, și am stabilit de comun acord o altă dată pentru organizarea evenimentului dumnealui, care are și un drept asupra numelui acestui festival și de asemenea se va implica și cu ocazia Blackerfest, acolo când va aduce și câțiva meșteri populare. Muzeografii susțin că organizarea unui târg al meșterilor populari trebuie să-și păstreze caracterul cultural de conservare a tradițiilor populare și de autenticitate, evitându-se alunecarea spre facil sau spre kitsch. Pentru muzeografi este mai ușor să organizeze târgul în perimetrul propriu al muzeului, deși se recunoaște și riscul de a exista mai puțină vizibilitate decât în centru. Organizatorii mai anunță faptul că de Ziua Internațională a Muzeilor, pe 18 mai, în tradiție organizării manifestării Noaptea Alba a Muzeilor, târgul meșterilor populare va rămâne deschis vizitatorilor până la miezul nopții.